creată pentru prima dată acum circa 2000 de ani de către Heron din Alexandria. Fântâna este un exemplu al transformării ciclice a energiei potențiale în energie cinetică și apoi iar în energie potențială, totul prin intermediul presiunii aerului. Experimentul poate fi realizat în multe moduri, însă cel mai la îndemână și mai compact este cu ajutorul la 3 bidoane de plastic, cele folosite aici fiind două de 0,7 litri, iar cel de al treilea de 1 litru. Dacă folosiți volume prea mici, fântâna va funcționa un timp prea scurt pentru a fi interesantă, iar dacă sunt prea mari, atunci sistemul va fi instabil sau îmbinările nu vor rezista maselor mari, mari suspendate. Poate cel mai greu de găsit în perioada aceasta sunt cele două paie de plastic cu lungime de circa 1 metru, din care va trebui să tăiați trei bucăți astfel. Unul cât lungimea celor două bidoane identice, așezate unul în continuarea celuilalt, unul legal cu lungimea uneia dintre aceste bidoane identice, iar cel de-al treilea cu circa 10 cm mai lung decât precedentul. Cele trei dopuri vor trebui folosite astfel. Unul va trebui lipit de fundul unuia dintre bidoanele identice, iar eu l-am lipit cu rășină epoxidică, deși merge și cu poxipol sau alți adezivi asemănători. Mai complicat este cu celelalte două dopuri care trebuie lipite spate în spate. Plasticul din care sunt făcute este foarte puțin aderent și după ce am încercat vreo 5 feluri de adeziv, singura variantă câștigătoare a fost o combinație de 3. Între dopuri este prenadez, care fiind elastic rezistă bine la deformări, iar pe exterior este un strat de poxipol, peste care am adăugat o bandă textilă cât încă adezivul era proaspăt. Poate pare complicat, însă a fost singura variantă care a menținut și etanșeitatea și rezistența, rezistența necesară strângerii pe bidoane. Rolul bidonului de un litru este să preia jetul de apă, care oricât m-am chinuit, n-am reușit să reglez perfect vertical. Acesta trebuie tăiat cam la jumătate și păstrată doar partea superioară. Cele trei bidone trebuie montate după cum se vede, iar excesul de zel cu privire la lipiri este ca urmare a faptului că dispo dispozitivul folosește atât presiunea hidraulică a apei, cât și pe cea pneumatică a aerului. Orice dezetanșare în orice punct va face funcționarea imposibilă. Coștorul unui burghiu de 7 mm trebuie găurit ansamblul celor două dopuri în două locuri, în centru și apoi aproape de margine. Înainte de a găuri și dopul lipit pe fundul bidonului, strângeți ansamblul de dopuri pe gâtul acestui bidon, asigurându-vă în, în acest fel că gaura excentrică din dopuri se va suprapune cu gaura excentrică din fundul bidonului. Cea de-a doua gaură din dopul fixat pe fundul bidonului trebuie să fie doar diametral opusă celei din tâi. Pentru a asambla sistemul, prin cele două găuri excentrice de la cele două capete ale bidonului trebuie trecut paiul cel mai lung, astfel încât să înceapă imediat de deasupra ansamblului de dopuri și să se termine la circa 5 mm de fundul celui de-al doilea bidon. Paiul scurt traversează cea de-a doua gaură din fundul bidonului și se termină cât mai aproape de fața inferioară a ansamblului de dopuri. Paiul rămas traversează gaura centrală a ansamblului de dopuri și se termină la circa 5 mm de fundul bidonului, astfel încât afară să rămână o rezervă de 10-15 cm. Acum, a doua problemă de etanșare și rigidizare este cea dintre paie și dopuri. Acest lucru trebuie făcut cu sistemul de dopuri strânse definitiv pe gura bidonului, ce are cel de-al treilea dop lipit la partea sa inferioară. Dacă la capitolul etanșare soluția a fost super și atât, rigidizarea însă a fost destul de distractivă. După alte câteva teste am găsit o soluție pe cât de rapidă și eficientă, pe atât de neobișnuită. Ținând dopurile orizontale, am turnat bicarbonat de sodiu în jurul paielor, astfel încât să nu ajungă și în spațiul circular în care etanșează gura bidonului. Peste bicarbonat am adăugat în picături mici și cu mare grijă superglu, care în contact cu bicarbonatul formează instantaneu un fel de ciment insolubil. Aveți doar grijă să nu rămână bicarbonat neumezit cu superglu, deoarece acesta va fi dizolvat de către apa circulată. Ultimul detaliu, al cărui rol este mai mult de upgrade, este un mic dop cu o gaură de 3 mm ce se fixează la capătul superior al paiului central. Poate avea orice formă, rolul lui fiind de a îngusta jetul de apă, aruncându-l la o înălțime mai mare și făcând astfel fântâna mai spectaculoasă. Pentru o mai bună vizibilitate am folosit aici 600 ml de apă colorată, care pentru început trebuie adăugată în bidonul rămas nemodificat, care constituie baza întregului sistem. Odată umplut, se fixează peste el la ansamblul construit anterior, iar la final colectorul. Pregătirea o faceți întorcând invers întreg dispozitivul și așteptând până când apa este transferată în vasul din mijloc. Acest lucru este posibil datorită paiului scurt, portocaliu în cazul de față, aerul fiind evacuat prin cel verde. Pentru a putea curge apa, în vasul inițial acum intră aer atmosferic prin paiul roz. La fiecare răsturnare a ansamblului, lichidul rămas în paiul roz va curge pe masă, așa că este o idee bună ca acest lucru să-l faceți despre unei tăvi sau a unei chiuvete. Readucând ansamblul în poziția inițială, adăugați în vasul colector circa 30 de ml de apă. Oricât ar părea de interesant, sistemul nu este nici de cum vreun fel de perpetuum mobile. Apa adăugată în pâlnia colectoare ajunge prin paiul roz în vasul inferior. Aici determină creșterea presiunii aerului, care prin paiul portocaliu va trece în vasul mijlociu, crescând și aici presiunea. Această presiune a aerului va împinge lichidul existent în vasul mijlociu prin paiul verde către exterior, formând jetul pe care îl vedem. Acest lichid colectat de către pâlnie se va întoarce iarăși în vasul inferior prin paiul roz și ciclul se repetă. De ce funcționează totuși și până când? Ei bine, fântâna se oprește atunci când tot lichidul din vasul mijlociu a trecut în cel inferior, iar explicația întregului fenomen constă în energia potențială diferită a maselor de lichid. Apa din colector ce cade în vasul inferior își transferă prin intermediul aerului energia sa potențială în forță de împingere a unei mase de apă echivalente ce urcă astfel din vasul mijlociu înapoi în colector. Primul volum de apă se mișcă pe o diferență de nivel mai mare decât urcă cel de-al doilea, deci fenomenul este perfect posibil. Din explicația de mai înainte și din desenul de pe ecran se mai poate observa ceva însă. Dacă am separat vasele unul de celălalt așezându-le la diferențe de nivel și mai mari, iar în loc de tuburi am folosit furtunuri, atunci fântâna ar arunca un jet de apă cu atât mai sus cu cât diferența de nivel dintre vasul mijlociu și cel inferior este mai mare. Pe desenul din imagine, cu cât raportul dintre H2 și H1 este mai mare, cu atât jetul de apă va fi aruncat mai sus. Aici am mai făcut o demonstrație și fără duza de, de 3 mm confecționată mai devreme, pentru a vedea cum se comportă sistemul în lipsa acesteia. Debitul fiind mai mare în acest caz, înălțimea la care este aruncată apa este mai mică, iar timpul în care are loc transferul către poziția de echilibru este mai scurt. Și trebuie să recunoaștem că nici la fel de spectaculos nu este. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!